Polițiștii au scos pistoalele pe autostrada București-Pitești. Nu pe cele cu glonț, au scos la înaintare pistoalele radar ca să vâneze vitezomanii, iar captura a fost bogată, 49 de șoferi au fost amendați. Polițiștii au înregistrat și un record de viteză, un fost coleg de-al lor care gonea cu 208 km la oră. V-am oprit pentru că ați depășit limita legală de viteză. Viteza de 208 km. Ați avut viteza de 151 de km pe oră. Timp de 3 ore, cine a depășit viteza legală a simțit puterea pistolului radar. Cel mai mare vitezoman a fost chiar un fost oficial al Ministerului de Interne. Un proces verbal. Da, știu, hai să semnez ca să plec. Da, te rog eu frumos să pleci asta de aici. Este vorba despre un fost director de cabinet din Ministerul de Interne. Viteza de 208 km. La domnul s-a ales cu amendă usturătoare și cu permisul suspendat pentru 3 luni. La numai câțiva metri de filtru radar, polițiștii au avut parte și de surprize. Un viitor polițist care se ducea la academie să-și dea examenul de admitere a intrat direct în semnalizatorul mobil. Băiatul de numai 21 de ani s-a speriat teribil. Abia a mai găsit puterea să scoată actele din portofel. S-a ales cu un avertisment verbal, spre deosebire de alți șoferi care au plecat acasă cu câte o amendă sau cu permisul suspendat. Fiecare merge pe riscul lui, nu? Pentru o domnișoară a fost chiar prima oară, prima contravenție. Am permisul de 2 ani și n-am avut nicio suspendare. S-a desfășurat o acțiune pentru combaterea încălcării regimului legal de viteză prin folosirea în sistem cascada 3 aparate radar. Bilanțul zilei, 63 de contravenienți, dintre care 49 pentru viteză.